Gazdele acestei partide încep cu Răilean în poartă. În defensivă sunt Roberto Romeo, Plămadă, Marc și Anișorac. La mijlocul terenului Șerban, Bocaciuc, Preșmerean și Cojocaru. În ofensivă, Moldoveanu și Tachie. Capitanul echipei este Preșmerean, iar jucătorii sub vârstă sunt Răzvan Tachie, 17 ani, și Ionuț Anișorac, 18 ani. Meciul de la Târgoviște este arbitrat de Horia Mladinovici, 39 de ani, din București. La cele două linii sunt Alexandru Mihăilă din Vâlcea și Cosmin Vițelaru din Vaslui, rezervă Alexandru Naum din Buzău. Constantin Schumacher începe această partidă cu Croitorul în poartă, Garuti, Dandea și Ignat în apărare. La mijloc sunt Gogor, Trașcu, Toma și Șerbănică, iar în atac Duțan, Blănaru și Davide Masaro. Capitanul echipei este Daniel Șerbănică, jucătorii sub vârstă Ovidiu Duțan, 17 ani, și Cristi Ignat, jucătorul împrumutat de la Rapid. Îi vedem pe cei doi capitani pentru tragerea la sorți. Etapa trecută, Chindia a remizat la Târgu Jiu, 0-0 cu Viitorul prin Gogor. Aici o minge în fața porții, ce ocazie! Ratează Ovidiu Duțan, puștul de 17 ani. O acțiune cursivă, foarte bună, și centrarea lui Andrei Trașcu. Aici se vede lipsa de experiență acestui jucător de doar 17 ani și a pus mâine în cap mult mai experimentatul Ștefan Blănaru. În centru pentru Davide Masaro. Urcă Daniel Șerbănică, șutează și este 1-0 pentru CS Mioveni. Marchează Daniel Toma. A fost un șut foarte bun al lui Șerbănică. A fost mai grea această execuție decât cea de la marea ratare a lui Duțan. 1-0 pentru Mioveni cu golul lui Daniel Toma. Un jucător de 23 de ani care marchează în premieră în acest sezon de Liga a doua. Cât de bine a șutat însă și Șerbănică. A avut tot timpul acolo să avanseze, să-și așeze mingea pentru șut. În plus, fără reacție defensivă a Chindiei la această minge respinsă de Răilean. Da, și va fi tot mai dificil pentru Chindia în condițiile în care CS Mioveni a primit un singur gol în cele 5 deplasări. Andrei Șerban boxează Croitoru. Cei de la Chindia susțin că mingea a depășit linia porții. Foarte aproape de un gol de senzație. Masaro lasă această minge, este 2-0 pentru CS Mioveni, Fanionul rămâne jos. În primă fază, până la urmă se ridică, au fost momente de ezitare ale asistentului, s-a uitat către marginea terenului Cătălin Gogor, nu ridicase Fanionul Alexandru Mihăilă. Vine acolo și Mladinovici, să vedem care va fi decizia. Cât de bine a lăsat Masaro mingea pentru Gogor.
Da, nu se lasă îndepărtați de acolo jucătorii celor două echipe. Nu, nici măcar dacă a atins mingea Massaro, nu e vorba de offside. Și nici măcar nu a atins-o. O acțiune pornită de la marcatorul primului gol, Daniel Toma. O discuție a lui Mladinović cu capitanul Preșmerean. Da, și golul e validat, așa cum trebuia să se întâmple. Trece peste decizia asistentului Mladinović și bine face. Vedem pe reluare și momentul în care s-a luat decizia și reacția lui Schumacher. Mai spune că e un avantaj perfect meritat pentru CS Mioveni partide. Aici un șut, un drop al lui Șerban. Mingea a sărit acolo din piciorul lui Dandea.